Bună ziua! Mă numesc Dicu Daria Maria, sunt elevă în clasa 3-a și învăț la școala gimnazială Sfântii Treiera din Hamokonaki. Astăzi vreau să vă prezint seria Țup, scrisă de Alex Donovici. Seria Țup cuprinde 6 volume, dar eu am doar 3 dintre acestea, care sunt ale mele. Restul le-am împrumutat de la bibliotecă pentru a le citi. Seria Țup cuprinde următoarele cărți. Țup, imposibil e doar un cuvânt. Țup, salvatoarea Elmii. Țup și pădunea cremeniță. Țup, nu ai nevoie de aripi pentru a zbura. Țup și secretul norișorului roz. Țup, norișorul roz. Seria Țup este o minunată poveste scrisă într-un limbaj fermecător, iar ilustrațiile sunt atractive și creative. Este o lecție despre toleranță și prietenie. Ne este prezentată lumea din perspectiva animalelor, învățându-ne astfel să empatizăm cu ele, să ne raportăm la ele ca la aproapele nostru, să le prețuim și să le respectăm. De la personajele noastre, Țup, Buhu, Fulger și Tor, învățăm să fim darnici și receptivi, să nu fim împotriva celorlalți, ci alături de ei, împreună cu ei. Alături de Țup, Pul de Ciocărie, Corbul Tor, Domnul Fulger, care este un merg cu o bibliotecă în cochilie, aflăm că este important să nu judecăm niciodată după aparențe și să credem în noi și în puterile noastre, chiar și atunci când suntem în situații din care nu putem ieși. Dacă vreți cărți care să transmită emoție, dacă vreți aventură și o modalitate de a petrece timp de calitate, vă recomand seria Țup, scrisă de Alex Donovici. Vă mulțumesc! La revedere!